Bună ziua, dragii mei! Astăzi vreau să vin în fața voastră cu un mesaj de felicitare. Un mesaj de felicitare pentru doamna Alexandra Bocan. Un mesaj care vine din partea soțului, Vasile Bocan, și fiicei, Tina Fistașcă. Azi, mamă, ești departe tare. De 10 de ani ești prin străină. Și știu ce simți, ce rău îți pare, că des nu poți să mă alini. Când știi că a ta dulce fată de cineva a fost jignită, că singură și întristată stă ca o pasăre rănită. Dar de să lăsăm la o parte dragostea, tristețea mea, și să vorbim despre a ta carte, adică despre viața ta. Ești, mamă, o rază de soare care pe noi ne luminează. Ești mereu o sărbătoare, chiar de ochii lacrimează. Ești o fire visătoare, gingașă și curajoasă, da, uneori nerăbdătoare, în schimb foarte ambițioasă. Ești un om plin de bunătate, chiar dacă ți este foarte greu. Căci ca să ajuți un om, ai scoate din buzunar ultimul leu. Ești o fire credincioasă care crede în Dumnezeu. Ești furnica care pentru casă muncește prin străini din greu. De 10 de ani, nu luni sau zile, muncești din greu, muncești plângând, fiind mereu cu al tău, Vasile, adică cu al tău soț, în gând. Ca și el, mamă, cu tine, în suflet cu Alexandra lui, că ce n-ai zice fără tine, el se simte animănul. De mine, mamă, nici nu zic. Știu că mă vrei măritată, mă vrei în brațe cu un mic, cu un băiețel sau fată. Mă vrei, mamă, fericită și îți promit că așa va fi. Tina ta va fi iubită, nu te mai neliniști. Tu ești, mamă, a mea mândrie. Ești îngerul meu păzitor. Ești al meu zâmbet, bucurie, a mea tristețe, al meu dor. Căci mi-i dor. Mi-i dor de tine. Mi-i dor de chipul tău plăpând, chiar dacă ești mereu cu mine, în a mea inimă și în gând. Dar azi, din țară îți dorim să fii veselă și sănătoasă. Cât de curând să ne întâlnim ca să stăm cu toți la masă. Fii, scumpă mamă, fericită, ca steaua să ne strălucești, să iubești, să fii iubită și să nu îmbătrânești. Să nu știi de boli, pastile, să nu duci lipsa de bani. Așa că eu, cu tata meu, Vasile, îți dorim azi la mulți ani.